Eu recomand aceste muțitori de măci, mai ales pentru pavilioane. Cei care au pavilioane. Începeți să prezentăm ăsta și după aia... Așa, ne ducem înapoi. Da, muțitorul acesta de măci este o minune. Datorită faptului că avem aceste gâturi de peturi, drepturi de mișe, coeficientul de mulțire crește extraordinar. Deci de la... Scuzați un moment, asta e mărimea la o ladă de stup normal. Așa. Am făcut compartimentat în 9 compartimente, la câte 2 rame. Perfect. Deci în fiecare compartiment avem câte 2 rame. Și atunci pentru perechea 1 e nucleu pentru fiecare. Exact. Așa. Și la fiecare compartiment avem rampa de orificii făcute de partea asta cu, pentru dopuri de sticle, de pietre, de astea de plastic. Așa. Astea sunt găurite. Astea sigur că da. Toate. Nu este. Dar se vede și este găurit. Altfel arbina n-ar putea trece? De exemplu, este perioada că nu au nevoie să folosească. Se pot băga dopurii negăurite. Și atunci se obturează aici sau se poate renunța la o diafragmă și să faci un nucleu mai mare. Sau chiar și la iernat se pot băga câte 2-3 nuclei cumulate. Deci putem, sunt multe variante de a folosi. Acest mulțitor de măci nu înseamnă că numai pe perioada înmulțirii de folosești, ci poți să-l folosești pe parcursul anului când ai nuclee mai mici. Inclusiv și cu ziartare fund antivarouă. Sigur că da. Așa. Se poate face, de exemplu, tratamentul, vrem să luăm o matcă într-un compartiment, să o ducem într-o familie, pentru a fi sigur să nu aibă varoa, se poate face tratament chiar în zona respectivă și... Sigur, sigur că da, și atunci... Se fac tratamente și la toate, fumul se... Da, pentru că nu strică să ai un tratament făcut, stai în siguranța că nu te duci deja, nu știu din ce motive, cu matca, cu rama, să spune, cu puiet deja infectat, nu? Și cu varoa de așa. Deci ești sigur că ai făcut un tratament aici pe spațiul ăsta mic și ai rezolvat foarte clar problema. Dragilor, deci pentru vagon, indic să ai 3-4 lăzi de astea, 9 ori 4, 36 pe serie, faci 2-3 serii de înmulțire a mărcilor și te-ai rezolvat. Nu mai...